Bun găsit, Ana, bun găsit, domnilor și domnilor. Da, așa cum spuneai și tu, socialdemocrații au decis să facă o ședință a Comitetului Executiv luni la ora 10.30, așadar înainte de consultările de la Palatul Cotroceni, consultări care vor începe la ora 15, vor începe exact cu cei de la ALDE, dar și cu cei de la PSD, așadar aceștia ar trebui să meargă luni la ora 15 cu propunerea de premier în fața președintelui Klaus Iohannis. Spunea Liviu Dragnea în urmă cu o zi că va fi un singur nume de premier și, citez, sunt patru variante de premier pe care cei de la PSD le au. Spunea Liviu Dragnea că sunt și doamne, dar și domni, așadar ne așteptăm să vedem eventual și o surpriză în ceea ce privește propunerea de premier. În ceea ce privește lista, știm până acum că vorbim despre Florin Georgescu, ar fi unul dintre numele cunoscute, prim viceguvernator al BNR. Un alt nume cunoscut de pe această listă, Viorica Dăncilă, europarlamentar, Sorin Moisa, europarlamentar PSD și aceasta. Un alt nume cunoscut pe listă, vorbim despre Eugen Teodorovici, fost ministru pentru fonduri europene. Rămâne așadar să vedem ce nume se vor mai vehicula, pentru că până acum au apărut destul de mulți oameni pe această listă, printre care și Mihai Fifor, președintele Comisiei pentru alegerile prezidențiale din 2009, dar și Carmen Dan. Rămâne de văzut cine va fi propunerea de premier cu care cei de la PSD și ALDE vor merge luni în fața președintelui Klaus Iohannis, atunci când vor începe și consultările pentru funcția de premier. Există varianta ca la Palatul Cotroceni să mergeți cu o propunere de premier din afara partidului, din zona tehnocraților de stânga? Nu cred. Eu am patru variante. Și doamne și domni din partid. Un om care să nu fie aventurier, să aibă capacitatea de implementare a programului de guvernare. Așadar, doamnelor și domnilor, se vehiculează mai multe variante pe care coaliția le are pentru negocieri. Și le vedeți pe videoul. Dragnea ar putea, sunt versiuni, să meargă cu o propunere de premier al Partidului Social Democrat. Pentru acest lucru ar avea nevoie de 233 de voturi în Parlament, voturi pe care coaliția l-ar avea în acest moment sunt 238. Înțeleg însă că doi parlamentari sunt bolnavi și nu pot să vină în plen. Așadar, rămân 6. Dacă rămân 6 voturi, ele nu sunt sigură, deoarece cei 6 parlamentari deja sunt în discuții cu Victor Ponta. Ca atare, cel mai probabil, Liviu Dragnea ar trebui să intre în negocieri cu alte partide. Care alte partide? Bineînțeles, cu cei de la UDMR, variantă care a stârnit scandal în urmă cu 2 zile, sau cu cei de la minorități, minoritarii fiind cei care au ajutat Partidul Social de Coaliția, de altfel, să treacă moțiunea de cenzură. În direct, înainte să trecem la a doua variantă, în direct prin telefon cu noi, se află senatorul Partidului Social Democrat, Șerban Nicolae. Bună ziua, domnule Nicolae! Bună ziua! Așadar, avem prima variantă. Și anume să mergeți cu un premier al Partidului Social Democrat. Înțeleg însă că această variantă n-ar avea foarte mare succes în fața președintelui Klaus Iohannis. Deci nu. Mi se pare că prezumția e eronată. Vom merge doar cu un membru al Partidului Social Democrat. Ales din mai multe variante. Speculațiile pe care le văd și le aud mi se par cel puțin neserioase, dacă nu și unele afectate de fracturi logice. Neserioasă ar fi atunci și declarația colegei dumneavoastră de partid, Gabriela Firea, care a declarat că va merge partidul cu o persoană de stânga și nu cu un membru al partidului. Că înțelegem că doamna Firea a fost neserioasă când a făcut această declarație? Nu, eu mă referam la speculații, nu la declarații. Declarația e mai puternică decât speculația domnului Nicolae. Da, și eu m-am referit la speculații, m-am referit la raporturi de forțe care e mai puternică decât cealaltă. Eu am spus că va fi un membru al Partidului Social Democrat și dacă urmăriți toate declarațiile, în primul rând ale lui Liviu Dragnea, dar și ale celorlalți lideri, dincolo de orice fel de declarații personale sau de speculații personale, a spus Liviu Dragnea și mă întăresc și eu că nu va fi o soluție de tip, nu e aventură, dar nu va fi de tip experiment.
un om așa de stânga, generic, pentru că e vorba de necesitatea unei susțineri politice cât se poate de ferme pentru un om care aparține Partidului Social Democrat în legătură cu convingerile politice care să nu avem niciun fel de dubii și care să aibă suportul grupurilor parlamentare PSD și ALDE. Bun, deci anulați această variantă, fiindcă varianta numărul 2 era ca Liviu Dragnea să meargă cu un premier tehnocrat cu exclus viziune de stânga, așadar anulați această variantă. Eu este o informație greșită. Da, din punctul meu de vedere, speculații pe tema un om de stânga, un tehnocrat, nu e opinia mea, bineînțeles, e opinia mea. Nu. Nici și dacă aș fi președintele partidului, nu aș face declarații în presă înainte să iau o decizie, o structură abilitată din interiorul partidului. Eu repet, colegii dumneavoastră, eu înțeleg, una este ce punct de vedere aveți dumneavoastră și alta este realitatea, așa nume ce va face Partidul Social Democrat și ce are de gând să facă. Bun, dacă mergem pe varianta opiniei dumneavoastră, voturile necesare ar fi 233, înțeleg că sunt 238, îmi spuneau colegii de la de la politic. Dacă au analizat greșit, dar mă rog. Spuneți-ne dumneavoastră cum stă situația. Am mai spus-o, cred că am obosit spunând că politica nu înseamnă aritmetică. Nu se calculează în termeni ăștia. Auzi speculația asta. Votul de la moțiune, nu are nicio legătură cu votul de investitură. Nu e matematic, nu e aritmetică pură. Da, dacă bun, ar fi așa, guvernarea ar fi un soc. Calculul? La investitură cum se face calculul? După cu totul alte reguli, după reguli politice, care reguli politice spun așa, păi da, parlamentarii... Până la urmă tot la numărătoare se ajunge, domnule Nicolae. Numărătoarea e una, politica e alta, vă mai spun încă o dată. Deci, uitați, mă hazardez să vă spun, deși n-ar fi normal, eu spun că votul de investitură va fi de peste 270 de voturi. Ca să mă înțelegeți. Nu e același de lucru. De unde vin un vot... ceilalți parlamentari? Nu e vorba de la minorități? De ceilalți. De unde? Da, vor și voturile reprezentanților minorităților și voturile parlamentarilor PSD și ALDE sunt suficiente ca să ajungă la o și mai sunt și alți parlamentari care vor vota pentru. Cine sunt acei parlamentari? Guvern. Aveți o certitudine în ceea ce îi privește? Asta e culmea. Dacă ar fi așa, ne-am pune voturile pe bine cu numele pe ele. Da, am făcut o afirmație. Dacă vreți să mă înțelegeți, dacă vreți să întrebați altceva. Eu vă înțeleg pe dumneavoastră, vă întrebam pe ce se bazează afirmația. Pe experiență politică și pe experiență parlamentară. Așa cum am spus că moțiunea va trece cu mai mult de 240 de voturi, în același fel mă exprim și acum. Nu înseamnă să pun etichete pe fiecare pereche de bile introduse în urnă, ci înseamnă să raționez, să-mi dau seama cum se exprimă votul și să mă bazez pe experiența pe care am acumulat-o în 27 de ani de politică. Nici nu pretind ca alții să înțeleagă acest lucru decât cei care au experiența necesară, care au făcut politică și care știu cum funcționează regulile parlamentare. V-am spus și ieri, sunt colegi care au votat, care au absentat la votul pe moțiune, pentru că emoțional, sentimental, uman, nu puteau da un vot împotriva lui Sorin Grindeanu. Dar asta nu înseamnă că nu vor participa la votul de investitură a unui guvern PSD plus ALDE. Iar speculația asta că oameni care negociază cu Ponta, care este una foarte hazardată și s-a dovedit ieri că e o greșeală. Știți că nu negociază nimeni cu Ponta în acest moment? Ce să negocieze, doamnă, cu Ponta? Să negocieze ce anume? Și anume, nu știu, să trimită oarecum PSD-ul, păi cum, păi vedeți, ați când am răspuns, să trimită oarecum PSD-ul în opoziție, formând guvern cu celelalte partide, PNL, PMP, nu știu, serios, plus să rupă o parte din PSD și alte. Serios vorbim, credeți că un PSD-ist negociază să se alieze cu USR-ul, UDMR-ul și PMP-ul ca să trimită PSD-ul în opoziție, iertați-mă, dar ipotezele astea sunt aberante. Păi, au niște fracturi de logică. Și vă mai spun ceva. Nu, doamnă. PSD-ul să da, tocmai de aceea nu intru în asemenea speculații. Bine, tocmai de aceea nu pot să intru în asemenea speculații. Și asta nu înseamnă prezumția că nu se pot întâmpla. Doamna Roman, bun, numai puțin, dacă mă ascultați. Cu noi se află și domnul... Prezumția că USR și UDMR și PNL și PMP și-au făcut deja o platformă comună este una falsă, inexistentă. E foarte simplu. Îl întrebăm pe domnul Răzvan Prișcă de la Partidul Național Liberal. Bună ziua, domnule Prișcă. Sărăt bună. Ați auzit, Șerban Nicolae susținea că va trece un guvern prin Parlament cu 270 de voturi din experiență politică cu un premier desemnat
din Partidul Social Democrat? Tot din experiență politică o să spun că astfel de calcule sunt premature, pentru că momentul investirii unui guvern este cel mai devreme peste o săptămână și lucrurile sunt destul de volatile în politică. Ceea ce am remarcat ieri este că fosta majoritate alte PSD n-a avut practic numărul acela de 233 de voturi. Practic, dacă nu ar fi avut sprijinul de la minorități, nu ar fi reușit să treacă această moțiune de cenzură. Asta arată că ieri, cel puțin, nu exista o majoritate clară politică, excluzând minoritățile. Deci, cred că până la momentul când vom vota un guvern, sunt multe variabile. Una dintre ele, principala, de fapt, este ce va face președintele Iohannis, adică cine va fi premierul care va fi propus de președintele Iohannis. Haideți să vedem, rog pe colegii mei, și variantele Partidului Național Liberal, deoarece înțeleg, domnule Prișcă, că s-ar fi discutat și anume ca voi trece în această parte. Scenarii ale Partidului Național Liberal, doar o secundă, nu avem majoritate și nu desemnăm candidat de premier. A doua variantă, discuții pentru un premier liberal cu partidele fără Partidul Social Democrat. Și desemnarea unui candidat ca act politic și alegeri anticipate prin mobilizarea opoziției pentru a bloca investirea unui nou guvern PSD. Doamna Roman, noi astăzi am avut întâlnire împreună cu colegii din biroul executiv, unde am discutat în primul rând despre situația politică generată de votul de ieri. Nu s-a luat niciun fel de decizie, iar ceea ce dumneavoastră a citit, practic sunt niște întrebări pe care conducerea partidului și domnul președinte Orban le-a transmis către teritoriu, urmând ca mâine, poimâine, în fiecare județ să se întâlnească birourile județene ca să analizeze aceste variante, pentru ca luni, atunci când vom avea BPN, să putem să formulăm o decizie clară cu care se va merge la consultări. Vă mulțumesc, nu am înțeles nimic la momentul acesta. Ceea ce este important și ceea ce este clar la unison între membrii Partidului Național Liberal este că sub nicio formă Partidul Național Liberal nu va merge într-o alianță sau într-o formulă cu PSD-ul la guvernare. Dacă există vreo variantă de a genera o majoritate care se excludă PSD-ul de la guvernare, atunci putem să discutăm. Dar la ora asta suntem la nivel exploratoriu, dacă vezi, la un caz a decizii politice. De Prișcă, rămâneți cu noi, vă rog frumos, fiindcă avem o informație de ultimă oră. Scenariul șoc în politică, partidul lui Călin Popescu-Tăriceanu este curtat de Partidul Național Liberal pentru formarea unei noi majorități care să scoată din cărți PSD. Ipoteza este vehiculată tot mai des în rândul liberalilor. Vasile Marcu este la Parlament și ne dă mai multe informații, Vasile. Așa este, liberalii o să încerce cel puțin în perioada următoare până luni, când sunt chemați la consultări la Cotroceni, să discute și cu foștilor colegi de partid, actualii parlamentari din ALDE, pentru a vedea dacă se poate forma o altă majoritate parlamentară care, într-adevăr, să excludă PSD. Și ideea principală pe care merg este cea de a declanșa alegerile anticipate, deci a vota orice guvern propus de către PSD, și vor fi două zile intense de negocieri între PNL și ALDE, spuneam, pentru că există o apropiere între cele două partide, chiar dacă în momentul de față nu se discută foarte clar despre formarea unui eventual alt guvern care să excludă PSD. Ideea principală este aceea de a încerca declanșarea alegerilor anticipate pentru a forma o nouă majoritate în Parlament, dar totuși vor putea discuta și despre un guvern din care să facă parte eventual toate partidele, mai puțin PSD, un guvern greu de realizat, dar cu suficiente șanse de a rezista în Parlament. Însă spuneam că principala negociere se va duce pentru a opune partidele din Parlament PSD-ului și a respinge orice guvern venit din partea PSD. Practic, în următoarele două zile, până când vor ajunge la negocierile de la Cotroceni, asta ar fi ideea pe care ar merge atât PSD cât și PNL, cât și partidele din opoziție. Mulțumesc foarte mult, așadar partidele din opoziție încearcă să intre în negocieri cu cei din ALDE pentru declanșarea unor alegeri anticipate. Este noua variantă vehiculată, domnule Prișcă. Este exact cum am spus. Nu vorbim de o decizie politică la acest moment, ci în urma biroului de astăzi, biroul executiv, s-a decis practic că pornim niște discuții exploratorii.
nu ne face nici iluzii prea mari, nici nu vrem neapărat la guvernare cu orice preț, pentru că, da, e drept, Partidul Național Liberal își poate asuma în orice moment o guvernare, pentru că are capacitate și resursă umană. Dar nu vom accepta niciodată nici compromisuri care să ne delegitimeze pe viitor politic, nu vom accepta nici să intrăm la guvernare pe ușa din dos și atunci, plecând de la aceste premize, practic, singura variantă ideală ar fi alegeri anticipate, care și acelea, pe logica constituțională din România, sunt destul de greu de atins. Repet, în acest moment suntem doar la fara exploratorii și da, am spus că excludem un singur lucru din start, o alianță cu Partidul Social Democrat. În rest, putem să discutăm și la nivel de principiu. Urmând ca luni să vedem să luăm o decizie finală în Biroul Permanent Național. În continuare, în legătură directă cu noi se află domnul Șerban Nicolae. Domnule Nicolae, ați declarat în urmă cu puțin timp că noul guvern cu premier din PSD va trece cu 270 de voturi, dar între timp iată că cei din PNL se pregătesc oarecum să ducă situația la alegerile anticipate. Să se pregătească, ce să le zic? Da, vreau să sunteți optimist. Nu pot să întrerup, adică dorințele lor sunt să se pregătească. Foarte bine, să se pregătească.